De salut națiune și îți urez bun venit la un nou clip, bun venit la aspecte pozitive și aspecte negative cu Samsung S24 Ultra După cum bine știți am trecut pe S24 Ultra în urmă cu două săptămâni și ceva Dar din păcate am avut o mică problemă, nu ceva groaznic, dar suficient de enervant încât a trebuit să returnez produsul inițial Vorbim despre problema cu display-ul, cu punctulețele alea mici pe care vi le-am arătat într-un clip anterior. Dacă vă interesează, găsiți clipul pe canal, este activ. De mare, am fost nevoit să iau o scurtă pauză, preț de vreo săptămână, de la S24, până am rezolvat, până am remediat problema. Așa că, în clipul de astăzi, vorbim despre aspecte negative și vorbim despre aspecte pozitive. Aspectele negative sunt foarte puține și marele, principalul aspect negativ pentru mine, a fost experiența inițială cu S24 Ultra, nu problema în sine cu display-ul, pentru care eu nu am primit absolut nicio explicație, decât aceea că ar putea să fie o problemă de calitate, cât mai degrabă modul în care cei de la Samsung România și totodată cei de la Orange România, de la care am cumpărat telefonul, au înțeles să se comporte cu un client. Ăsta este cel mai mare aspect negativ la S24 Ultra și am experiența asta, post-vânzarea, pe care am avut-o cu aceste două companii. În primul și în primul rând și-au pasat-o unii de la alții, ceea ce nu era ceva de neașteptat. În al doilea rând, au încercat prin toate modalitățile să mă convingă că telefonul nu are absolut nicio problemă, deși în mod evident, așa cum se vede, are o problemă, avea o problemă. Și ulterior după aceea, refuzând atât vânzătorul, cât mai ales producătorul Samsung, să schimbe produsul și să-l înlocuiască cu unul conform, adică exact ceea ce am plătit și eu ca și client normal, obișnuit. Motiv pentru care am decis, pentru că mă aflam în perioada de restituire sau de returnare a produsului, am decis să returnez înapoi la cei de la Orange, să-mi iau banii înapoi pe care i-am plătit, să pierd în mod evident beneficiile datorate faptului că l-am comandat în perioada de precomandă și am beneficiat de discountul la de 150 de euro din prețul întreg, am decis să-mi iau banii și să mă duc să-l cumpăr din altă parte. Și am cumpărat exact același telefon, pe exact aceleași specificații, pe exact aceeași culoare, și anume Titanium Yellow, pentru că v-am zis îmi place fantastic de mult cum arată, încă de la momentul unboxing-ului. Retomare nu am simțit nevoia să mă duc să schimb culoarea și cu atât mai puțin să schimb, hai să zicem, specificațiile de ordin. Intern, de memorie internă. M-am dus și l-am cumpărat din altă parte, l-am verificat la momentul cumpărării, acolo, la fața locului, totul a fost ok, drept urmare, uraș la gară. Însă, cu toate acestea, gustul extrem de amar pe care mi l-au lăsat nu neapărat cei de la Origin, care mi-au vândut telefonul, cât mai degrabă producătorul Samsung, este unul pe care îl încadrez în categoria aspecte extrem de negative. Nu negative. Și pun asta în context cu experiența avută cu Apple, al cărui fan, eu nu mai sunt de foarte mulți ani de când am renunțat la produsele lor, dar mi-aduc aminte niște experiențe cu produse Apple pe care le-am deținut, de exemplu cu iPhone 6 Plus, dacă nu mă înșel, cu care am avut o problemă oarecum similară la display și pe care propriu zis l-am trimis înapoi la Apple și mi l-au înlocuit fără nici cea mai mică gargară, fără nici cel mai mic, hai să zicem, discurs de a încerca să mă convingă că nu am dreptate ca și client. Pentru o mare, din punctul ăsta de vedere, de servicii after sales, de servicii post-vânzare, cei de la Samsung, să plece totuși un pic mai mult urechea și spre ceea ce face Apple. Pentru că, așa cum zic întotdeauna, întotdeauna trebuie să-i dai cezarului ceea ce este al cezarului. Și în cazul de față, din experiență proprie, Apple este peste Samsung, fără doar și poate. Mi s-a părut extrem de ciudată abordarea lor, mi s-a părut extrem de enervantă pe alocuri abordarea lor, dar nu-și recunoaște vina. Înțeleg foarte bine că nu există produse perfecte, înțeleg foarte bine că pot exista anumite probleme de calitate în anumite loturi de fabricație, dar ca producător ți le asumi întotdeauna, nu te-a pus să te cerți cu consumatorul, cu clientul, în contextul în care lucrurile sunt extrem de evidente și în contextul în care le recunoști implicitul la fața locului când ți se pune produsul respectiv în față. Mai mult decât atât, am uh, trăit sau și pe asta. Reprezentantul lor mi-a spus că apă, da, nu e nicio problemă. Țineți-l o lună, două de zile și după aia îl trimiteți în serviciu ca să se tocmai asta este ideea. Că vreau produsul să fie în stare perfectă, nu să-l trimit în garanție imediat după ce l-am cumpărat. Nu să mi se umble în el și să fie desfăcut de tot felul de pricepuți din ăștia, a toate știutori, de prin serviciurile autohtone și după aia să pierd și mai mult pentru că voi fi nevoit să revin iarăși cu el în service. În fine, nu mi-a plăcut absolut deloc discursul celor de la Samsung, discursul celor de la Orange, care au încercat prin toate modurile posibile să mă facă să renunț la ideea mea de a le returna produsul, pentru că eu am considerat și orice om zdrav în la cap consideră că este un produs defect. Returnare, Extrem, extrem de negativ acest aspect. Bun, asta este strict legat de experiența avută cu cele două companii. Eu nu o să-mi schimb părerea despre Samsung. Lucrul ăsta nu o să mă facă să renunț la produsele lor, absolut deloc. Este ceva ce se poate întâmpla oricui. Drept urmare, nu am de ce să mă gândesc că pe viitor ar trebui să evit această companie și produsele sale. Nu, absolut deloc. Doar că, pe partea de România, comunicarea cu ei este extrem de precară și interesul lor față de consumator este extrem, extrem de scăzut. Hai să trecem la alte aspecte negative din experiența de utilizare de data aceasta cu S24 Ultra. Unul dintre lucrurile care nu mi-au plăcut și pe care îl trec la aspecte negative a fost faptul că imediat după pornirea telefonului pentru prima dată și începerea utilizării sale, am observat că anumite aplicații nu funcționau corespunzător, ceea ce este normal, face update-uri peste update-uri și așa mai departe la aplicațiile respective. Dar cu toate acestea, problemele au persistat. Ca de exemplu, printre altele, microfoanele mele wireless dădeau de dădeau rateu în utilizarea cu S24 Ultra, ceea ce mi-a creat suficiente dificultăți în utilizare. Lucru care s-a remediat dintr-o dată, subit, odată cu update-ul care a venit în urmă cu două zile pe S24 Ultra și care, propriu zis, este primul update major pentru acest telefon de la lansarea sa. Este update-ul ăla care le aduce unora niște beneficii din punct de vedere al culorilor extrem de nenaturale și extrem de vii pe care display-ul le poate randa. Știți? Introduce sliderul ăla pentru vividness ca să poți să faci culorile extrem, dar extrem de suprasaturate și de nerealiste. Pentru că despre asta era vorba la momentul lansării când oamenii se plângeau despre faptul că acest telefon, acest model are probleme cu display-ul. Total fals. Problema mea a fost legată strict de aplicații, strict de modul în care acestea mergeau, funcționau și mai mult decât atât de optimizarea lor, dacă vreți, cu One UI 6.1. Lucru care s-a remediat, odată cu update-ul instalat, nu mai am absolut nicio problemă, dintre cele pe care le-am constatat din punct de vedere al optimizării aplicațiilor, din punct de vedere al funcționării aplicațiilor pe acest produs, drept urmare, la ora filmării acestui videoclip, nu pot să fac nicio remarcă negativă din acest punct de vedere. Dar o menționez pentru că am avut parte de ea și a fost un lucru extrem de nesatisfăcător pentru mine din punct de vedere al experienței cu produsul. Un alt aspect negativ, și pentru foarte multă lume este un aspect negativ, este prețul acestui produs. Prețul este foarte mare. Da, este un produs premium, da, este King of the Road, este tata lor și așa mai departe, cum vreți voi să-i ziceți. Și da, este normal să coste mai mult decât alte produse de pe piață. Dar totuși, totuși, costă un pic cam prea mult pentru marea majoritate a cetățenilor. Marea majoritate a cetățenilor sunt cei cărora li se adresează aceste produse. Sunt cei pentru care Samsung și toate companiile producătoare, indiferent că vorbim de Apple, Xiaomi, Huawei și așa mai departe, ziceți-le voi, OnePlus, produc aceste lucruri și vor să fie cumpărate. Ori în momentul în care vii cu niște prețuri de genul ăsta, E puțin mai dificil. Și cu atât mai mult cu cât le majorez comparativ cu anul anterior. Nu foarte mult, nu exagerat, dar semnificativ, așa fel încât să fie observabilă această tranziție spre prețuri mai mari. Bine, explicația principală ar fi faptul că s-a trecut la materiale mai premium, adică vorbim despre titaniu. Cum să nu? Ultima dudă în materie de produse de genul acesta, în materie de smartphone-uri, ultimul trend. Pentru că va fi preluat de către absolut toată lumea, nu fi frică, implicit de 1000 a fost preluat cu 14 Pro, dacă nu mă înșel, care vine într-o variantă Titanium și care costă mult mai mult decât celelalte variante, dar cu toate acestea prețurile încep să devină din ce în ce mai mari și factorul de inovație sau factorul de schimbare al acestor produse de la an la an nu mai este la fel de mare, nu mai este la fel de pronunțat, nu mai este la fel de ridicat, așa cum era în anii anteriori. Propriu zis, de la an la an, toate companiile producătoare, și aici mă refer în primul rând la Apple și la Samsung, recurg la aceeași metodă, și anume îmbunătățiri. Îmbunătățiri care, din punct de vedere estetic, din punct de vedere fizic, nu sunt extrem de evidente, dar se concentrează mai mult sub capotă, adică la motoraj. Cu toate acestea, însă, Produsele acestea ajung să coste de cele mai multe ori mult peste ceea ce este posibilitatea actuală în regimul economic actual, la nivel mondial, pentru marea majoritate a cetățenilor. Da, există variante mai ieftine, există S24+, plus, există S24 standard sau normal, care sunt telefoane foarte bune, care arată foarte bine, care oferă, dacă vreți, foarte multe dintre lucrurile pe care le face S24 Ultra, dar, dacă vrei uh, regele, dacă vrei puterea absolută, atunci trebuie să te duci să plătești aproape dublu pe S24 Ultra comparativ cu alea. Un alt aspect negativ, din punctul meu de vedere cel puțin, și ăsta nu a fost unul dintre motivele pentru care eu am cumpărat acest telefon, să ne înțelegem foarte clar, pe mine nu m-au interesat și mă interesează absolut deloc, au fost trăsăturile AI pe care acest produs le oferă și anume Samsung AI, așa cum l-au botezat cei de la Samsung. Singura trăsătură pe care eu o folosesc pe S24 Ultra și este extrem de utilă, extrem de bună și își face treaba exact așa cum ar trebui să-și o facă, este funcția Circle to Search. Extrem de utilă. De foarte multe ori o folosesc în momentul în care văd anumite lucruri în mediul online, vreau să le aflu prețul și mă ajută fantastic de mult. În rest, toate celelalte, indiferent că vorbim de traducător, că vorbim de interpret, că așa se numește funcția Interpreter, că vorbim despre partea de, hai să zicem, post-editare, foto sau video, pentru mine sunt absolut inutile. Mai mult decât atât, aspectul major negativ pentru aceste produse este faptul că aceste funcții AI vor fi suportate gratuit până în 2025. După care Samsung va trebui, ce o va face, să introducă niște tarife pentru produsele respective, pentru serviciile respective. Lucru cu care foarte mulți oameni de acord. Aici nu este neapărat vina celor de la Samsung, ci mai degrabă este vina parteneriatului pe care ei l au cu cei de la Google și pe care se și bazează de altfel aceste servicii de tip AI. De urmare, nu i-aș învinovăți complet pe cei de la Samsung, pentru că și ei la rândul lor probabil că trebuie să plătească mai departe către Google niște sume de bani pentru ca utilizatorii să beneficieze de aceste trăsături, care pentru mine sunt redundante care nu funcționează perfect, să ne înțelegem foarte clar, cu excepția lui Circle to Search. De urmare, pentru mine reprezintă niște gimicuri de marketing cu care sunt obișnuit pentru că absolut toți producătorii care am o suită de genul acesta de trăsături ca să ia ochii consumatorilor și să-i îmbrobodească, să-i facă să cheltuie banii pe produsele lor. Dar și mai mult, pentru mine, ca aspect extrem de negativ, contează faptul că tot ceea ce înseamnă partea de servicii AI, Marea lor majoritate de fapt nu se realizează pe terminal, ci ești nevoit să folosești soluții de tip in cloud, lucru care pentru mine naște suspiciuni majore de parte de privacy. Privacy, când toată lumea are enorm de multe lucruri de spus, vă doamne, dar nu îmi place nici măcar mie să aibă alții acces la lucrurile care se regăsesc pe produsul meu, pe terminalul meu, chestiuni de ordin intim, de ce nu, de cele mai multe ori, date cu caracter confidențial. De urmare, în momentul în care serviciile respective se bazează foarte mult pe accesul în cloud, există riscul foarte, foarte major și ne-a demonstrat o istorie recentă ca acele date să fie furate. De urmare, aș prefera o soluție pe terminal, o soluție locală de utilizare a unor servicii de tip AI, care să se realizeze prin și cu ajutorul hardware-ului de pe produs. Bun, cam astea ar fi aspectele negative. În rest, sincer să fiu, n-am prea observat niciun alt aspect negativ, nimic important. Nimic interesant de reclamat, cu excepția lucrurilor pe care mi am spus până acum, din experiența cu S24 Ultra, accentul major la partea de lucruri negative cu S24, de pur și simplu pe experiența avută la început, cu primul terminal, și experiența avută în mod deosebit cu Orange românia și cu uh, Samsung România. Pentru că, na, pur și simplu, îți lasă un gust amar, și când te duci și plătești astfel de sume pe astfel de produse. Ultimul lucru la care te aștepți este să ai parte de astfel de experiențe. Și știu că vor fi unii, de exemplu, fani Apple, care vor zice, a, la Apple nu pățește așa ceva. Da, sigur. Astea să-i răspundeți lui Mutu, care a înțărcat iapa, pentru că eu, ca fost utilizator de Apple, eu am avut suficientă experiență cu produsele lor, implicit să fiu nevoit să le returnez, tocmai datorită unor, hai să zicem, împrejurări de genul acesteia. Returmare nu există companie perfectă, nu există produse perfecte, dar ar putea să existe totuși servicii de calitate perfecte, dacă și-ar da interesul. Și acum zic să trecem și la partea pozitivă a lucrurilor. Și partea pozitivă este constituită, propuziți de absolut tot, tot ceea ce nu a fost menționat la partea negativă. În primul și în primul rând, display-ul ăsta care este absolut fabulos de 6,8 inch și care îmi place la nebunie. Îmi place la nebunie pentru că este plat, în primul și în primul rând, comparativ cu S23 Ultra, și mai mult decât atât, este extrem de luminos. Fantastic de luminos și experiența de utilizare este extrem de plăcută cu el, indiferent de circunstanțele în care te hotărât să-l utilizezi. Mai mult decât atât, elimină și o problemă foarte majoră din punct de vedere al protecției și anume faptul că nu te mai chinui să pui folii de protecție, dacă vrei să spui folie de protecție, eu întotdeauna am pun pe ecran, fiind perfect plat. Plus, stratul ăla antireflectiv cu care vine, și care face o treabă absolut senzațională. Dar atenție! Stratul ăla antireflectiv funcționează dacă nu folosești o folie de protecție sau dacă folosești o folie de protecție tot mată, nu una normală. Dacă îi pui o folie normală, a dispărut stratul antireflectiv. A dispărut cu ghilimele de rigoare. El este acolo, doar că efectul este anulat de folia de protecție pe care o utilizezi. Așa că dacă vreți să vă puneți folie de protecție, puneți-vă una mată. Samsung vă vinde pe site la ei aveți de unde să cumpărați, drept nu este asta o problemă. Display-ul este absolut senzațional și hai să vă arăt despre ce vorbeam la început și anume ultimul update de soft unde s-a introdus sliderul ăsta pentru vividness unde puteți să supra-saturați culorile, să le duceți la extrem așa cum erați obișnuiți pe generațiile anterioare după cum bine vedeți eu îl țin exact așa cum a venit din fabrică pentru că pe mine mă interesează să fie culorile randate cât mai natural să am parte de o experiență cât mai naturală, drept nu mă interesează să mă joc cu sliderul ăsta, pentru că pentru mine asta nu este o problemă, din contră, este un bonus, este un atribut, un beneficiu pe care acest display îl are, și anume randarea corectă a culorilor. Mai mult decât atât, bateria, fabuloasă, absolut incredibilă bateria de PS24 Ultra. Nu vine să cred că am un telefon de genul acesta, atât de puternic din punct de vedere al performanței, cu o baterie de 5000 de mAh, în contextul în care toți contracandidații vin pe piață deja cu capacități mult mai mari, toate acestea pot să scot și două zile de autonomie cu S24 Ultra. Fantastic de bună bateria. Din punct de vedere al procesării, Snapdragon 8 Gen 3 nu ne-a creat absolut nicio problemă până în momentul de față și telefonul ăsta Fantastic de rapid. Sunt absolut uluit de cât este de rapid, în mod deosebit, în condiții sau în circunstanțe extrem de complexe, acolo unde trebuie și unde vreau să utilizez întreaga sa capacitate de performanță. Nu știu. De exemplu, fac video editare, fac audio editare pe smartphone și văd cât de rapid se mișcă, văd cât de rapid exportă clipurile, văd cât de bine funcționează în genul acesta de scenarii. Dar trebuie să ținem cont de faptul că suntem încă în luna februarie și temperaturile de afară nu sunt, hai să zicem, foarte ridicate. Dar observ că cel puțin în aceste condiții, hai să zicem, partea termică este foarte bine manageriată, este foarte bine ținută sub control. Rămâne de văzut cum se va comporta la vară, de exemplu, sau din luna mai încolo, când temperaturile vor crește considerabil, când propriu zis vom intra în sezonul estiv. Rămâne de văzut atunci cum se va comporta acest Snapdragon 8 Gen 3, pentru că anul trecut pe S23 Ultra am avut probleme fantastice din punct de vedere al căldurii emanate de procesorul de pe acela. Sper să nu fie cazul, mai ales în contextul în care cei de la Samsung au mărit camera, de răcire, e propriu zis cu 96% mai mare decât pe S23 Ultra. De urmare, sper ca eficiența termică să fie mult mai bună ca pe S23 Ultra. Și dacă tot suntem aici pe spate, camerele, absolut încântătoare. Foarte bună calitatea pe modul foto, foarte bună calitatea pe modul video. Îmi place foarte mult că ai multiple opțiuni la dispoziție, îmi place foarte mult că ai o suită de posibilități nelimitate de a captura atât foto cât și video, de a edita, de a te juca cu clipurile, cu pozele capturate de S24 Ultra și îmi place foarte mult faptul că randează sau capturează în primul rând mai multă informație cu niște culori mult mai naturale comparativ cu ceea ce aveam pe S23 Ultra. Eu mă raportez la ultimul model pe care l-am deținut, pe care l-am folosit și tocmai de aceea fac referire tot timpul la el. Mai mult, ai 8K la 24-30 de frame pe secundă, dar atenție, stabilizarea de imagine când filmezi 8K cu zoom 5x este de tip electronic, nu este optic. De urmare, recomandarea mea pentru voi este să folosiți un trepied și poziția de filmare, scenariul de filmare să fie unul static. În caz contrar, veți vedea o imagine extrem, extrem de jucăușă. Altfel, 4K excepțional la 30 la 60 de frame pe secundă, 4K la 120 de frame pe secundă și în modul de captură Export RAW aveți implicit posibilitatea să capturați fotografii la rezoluție de 24 de megapixeli care ulterior să vă jucați, să le editați și să aveți astfel niște fotografii mai bune, mai detaliate. Deși, pentru mine, modul normal, tradițional, în 12 megapixeli este excelent și modul 50 de megapixel este, a zice eu, probabil cel mai bun. Stabilizare de imagine îmbunătățită, extrem de bună, n-am avut nici mai mică problemă, cel puțin nu pe timp de zi. Pe timp de seară mai pot să observa anumite, hai zicem, inflexiuni datorate condițiilor de luminozitate scăzută, dar pe ansamblu extrem de satisfăcut de ceea ce oferă setup-ul de camere, implicit chestia asta de pe față, numită cameră selfie, care îmi doresc să dispară. Pentru că nu sunt fanul acestui tip de camere și pentru că eu consider că răpește din frumusețea display-ului, chiar dacă pe S24 Ultra este ușor mai mic decupajul cum practic cu S23 Ultra de anul trecut. S Pen-ul cu care sunt în mână este la fel de bun, precum a fost pe generațiile anterioare, știe să facă exact aceleași lucruri, poți să-l folosești pe post de telecomandă, poți să-l folosești pe post de creion, în mod evident, Poți să desenezi, poți să scrii, poți să iei notițe, poți să faci fotografii, poți să înregistrezi clipuri video folosind acest S Pen. Ai absolut toată suita dedicată SPN-ului. Totul funcționează impecabil la superlativ. Recepție semnal, pentru că în și la urma urmei vorbim despre un telefon excepțional. N-am avut nici o mică problemă, n-am avut căderi de rețea și mai știu ce alte chestii. Nu știu, în ziua de astăzi să mai ai probleme de genul acesta mi se pare absolut strigător la cer. Dar na, menționez pentru că probabil unii dintre voi trăiți în zone în care, să zicem, recepția de semnal nu este tocmai favorabilă și atunci, cel puțin din experiența mea, prin scenariile în care eu am utilizat telefonul acesta, adică implicit plecat undeva prin munți, prin mijlocul, prin creierii munților, n-am avut probleme de semnal, am putut să sun, am putut să fiu sunat, să recepționez mesaje, știu eu, și așa mai departe, n-am avut niciun fel de probleme de genul acesta. Deci semnalul la superlativ, recepția la superlativ, calitatea audio în convorbiri la superlativ, excelentă, niciun fel de problemă, nici din punctul acesta de vedere. Și un aspect foarte important care trebuie menționat, cel puțin din punctul meu de vedere, este calitatea audio de pe S24 Ultra, comparativ cu S23 Ultra. Mai mult decât atât, aș menționa faptul că în partea asta, portală, aici unde se află cel de-al doilea difuzor, Secțiunea asta a fost un pic redesenată, a fost un pic mărită, nu este extrem de sesizabilă cu ochiul liber, decât dacă te uiți cu foarte mare atenție, dar se simte în momentul în care urmărești conținut multimedia pe acest smartphone, pe acest produs, și comparativ cu 23 Ultra este mult, mult mai bun sunetul pe S24 Ultra. Mai mult parcă nici nu mai reverberează așa cum o făcea S23 Ultra, tocmai datorită faptului că sunetul poate să iasă mai bine implicit prin casca asta aici, prin cască, prin lăcașul ăsta, unde se află și casca auriculară, redesenat difuzorul de jos și introdusă de asemenea și o nouă opțiune de microfon pentru înregistrarea audio mult mai bună. Din punct de vedere constructiv, totul este la superlativ. Nu am ce să-i bag de vină, este pur și simplu excepțional, să zic ca o chestie strict personală, pentru că m-ați auzit de foarte multe ori, ce puțin în ultimii ani, spun că nu mai îmi place designul ăsta pătrățos. Ei bine, în continuare nu mai place designul ăsta pătrățos, să, ne segem foarte clar. Rămân fidel designului lui S21 Ultra, dar adevărul este că S24 Ultra arată fantastic. Arată fantastic de bine și faptul că s-a renunțat la curbură, atât pe față cât și pe spate, și propriu zis muchile laterale s-au îngroșat și au devenit puțin mai drepte comparativ cu generațiile anterioare, face ca telefonul ăsta să se simtă în mână puțin mai sigur. Adică ai o senzație sporită de siguranță ținând l în mână comparativ cu generațiile anterioare, când datorită curburii și datorită marginii subțiri, aveai impresia neplăcută că telefonul efectiv îți fuge din mână, îți alunecă din mână. Lucru care nu se mai aplică aici. Tot nu-mi plac colțurile astea, tot le consider extrem de enervante, extrem de dureroase în utilizarea pe termen foarte lung, dar faptul că poți să-l ții mai bine în mână și poți să, nu știu, să, să miști degetele în momentul în care îl ții în mână, în așa fel încât să-ți găsești o poziție mai bună și mai puțin dureroasă datorită colțurilor, totuși îl face mai acceptabil. Deși, repet în continuare, prefer, prefer designul lui S21 Ultra, care mie mi-a plăcut la nebunie. Bun, cam asta ar fi. Wi-Fi-ul funcționează excepțional, telefon cu Wi-Fi 7, ultimul standard, viteze foarte, foarte bune, 5G, dacă te afli în are de acoperire 5G, funcționează de minune, totul este la superlativ, totul este la superlativ, din punctul meu de vedere, un telefon care, cel puțin în acest moment și chiar și cu experiența proastă, foarte proastă, a avut în fază inițială, justifică banii pe care i-am cheltuit pe el. Pentru mine, pentru alții s-ar putea să nu fie justificată suma respectivă, este strict problema lor. Eu nu îmi cumpăr lucruri ca să le fac pe plac altora, eu le cumpăr pentru a îmi face mie pe plac și pentru a le utiliza în scenariile în care eu am nevoie să le utilizez, făcând lucrurile pe care eu vreau să le fac. Cam asta ar fi de zis despre 24 Ultra. Câteva aspecte negative, foarte puține și cel mai important și denotat este cel legat strict de experiența cu cele două companii din România, iar în rest absolut totul este la superlativ. De la procesor la baterie, la setup-ul de camere, la viteza cu care se mișcă, la lucrurile pe care le poți face, la suita de trăsături și de funcții de care acest telefon este capabil, absolut totul este la superlativ și n-am avut nici o mică problemă. Așa că, din punctul meu de vedere, pentru cei interesați, pentru cei care au disponibilitatea să meargă, să cheltuiască banii pe care îi cere Samsung, acest produs merită banii respectivi. Dacă mă întrebați pe mine, din perspectiva unui utilizator, unui consumator obișnuit, real, normal, pentru alții, s-ar putea să nu merite, pentru că nu știe să facă clătite cu gem, dar știe să facă clătite cu brânză, pentru alții s-ar putea să nu merite, pentru că nu știe să dea cu aspiratorul, în timp ce telefonul lor de la compania lor preferată face, și așa mai departe. Astea sunt pur și simplu lucruri care pe mine nu mă interesează. Dar, pe cum nu mă interesează nici partea de gaming, cum nu mă interesează niciun fel de lucru de genul acesta care se adresează unei categorii de vârstă care se află Din perspectiva unui utilizator matur care folosește acest produs ca un instrument esențial în viața sa profesională și nu numai, pentru mine ăsta este și această serie de telefoane de la Samsung este și va rămâne și a fost cea mai bună. Punct. Pentru că îți oferă absolut tot ceea ce ai nevoie, chiar și ceea ce nu ai nevoie. Pentru că să nu vă imaginați că folosesc absolut toate trăsăturile. Să nu vă imaginați că folosesc absolut toate lucrurile care este capabil. Nu știu cât fac lucrul acesta. Poate că o faci o dată sau de două ori din curiozitate pentru a vedea despre ce este vorba. Dar în rest, fiecare utilizator are stilul său, are opțiunile sale, are lucrurile pe care le face în mod uzual și atunci ăla va fi stilul de utilizare. Iar pentru stilul meu de utilizare și ceea ce trebuie să fac eu și cum trebuie să fac eu, și anume vorbit la telefon, scris mail-uri cu nemiluita, poze, clipuri, editare, conținut multimedia, social media, știu eu, lucruri de genul acesta, pentru mine ăsta este telefonul nu zic perfect, zic aproape perfect. Niciodată nu voi zice telefonul perfect. Dar voi zice întotdeauna aproape perfect și dacă apare ceva mai bun decât aproape perfect, o să zic mai bun ca aproape perfect. Așadar, pentru mine este un produs excelent și din punctul meu de vedere merită recomandare. Dar, nu hotărăsc eu pe banii voștri, eu ce să vă cumpărați pe banii voștri, nu hotărăsc eu cum să vă cheltuiți banii pe care îi aveți, pentru care ați muncit și atunci decizia va aparține în totalitate. Nu aveți decât să vă cumpărați ceea ce considerați că vi se potrivește, nu aveți decât să vă cumpărați ceea ce vă permiteți. E un lucru foarte important pentru că foarte mulți oameni se duc și își cumpără lucruri pe care nu și le permit și după aia se trezesc în diverse situații neplăcute, doar din dorința de afirmare, știu eu. Nu, gândiți-vă foarte bine înainte să cheltuiți banii pe acest produs și pe orice alt produs, gândiți-vă foarte bine dacă este justificată cheltuiala respectivă, ce beneficii va aduce cheltuiala respectivă în viața cotidiană, în viața uzuală și abia atunci decideți dacă să-i cheltuiți sau nu. Pentru mine și pentru cei ca mine, care au nevoie de un computer la purtător, pentru că propriu zis asta este un terminal all-in-one la purtător, nu există nimic mai bun în momentul de față pe piață. Eu nu zic că este cea mai bună cameră, nu zic că este cea mai bună baterie, nu zic că este cel mai bun display, nu zic că este cel mai bun procesor, nu zic că este cel mai bun telefon și așa mai departe. Eu zic că este cel mai bun instrument de tip all-in-one de pe piață. A fost, va fi. Aici se încheie clipul cu aspecte pozitive și aspecte negative al lui S24 Ultra. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și ca întotdeauna vă urez toate cele bune. Numai bine!